Dar, doamna senator, cum să-i mai creadă românii pe cei de la PNL și PSD când ați văzut cu această ordonanță pe care vor să o dea ei acum, în decembrie, în graba lor și în prostia lor, au decis ca concediul medical pentru persoanele care sunt bolnave de cancer să fie impozitat? Doamna senator, eu n-am mai pomenit asta. Cât de cinic, cât de animal. Deci un om și așa săracul e bolnav de cancer, nimeni nu-și dorește. Că chiar dacă ar avea și 2 milioane de euro, că când ești bolnav, banii nu mai au mare contribuție. Bă, dar ce a fost în mintea lui? Și acum Ciolacul cu tupeu vine și spune că el face o dreptate acum. Când ei au gândit-o asta, doamna senator, haideți să spunem românilor ce gândesc ăștia pentru, cum îi privesc pe cetățeni. Clasa politică pe cetățeni? Gunoaie, niște... Gunoaie care trebuie aruncate la coș. Haideți să ne amintim un pic, să facem un exercițiu de istorie recentă. Când s-a vorbit foarte mult de bolnavii de cancer, anul trecut, încă din vară, când am fost în audiență la Rafila. Rafila, da. Am stat 5 ore până m-a primit, dacă vă mergeți aminte că am fost în live, da? Și într-un final m-a primit. M-am dus atunci cu niște dosare ale unor bolnavi de cancer și m-am dus militând pentru acești bolnavi de cancer. M-am întors în Parlament, am avut lor de poziție, am discutat cu toate partidele și au început să adopte, ca să înțelegeți de unde au venit acele măsuri bune pentru bolnavii de cancer, pentru că am venit și am spus. Să știți că în SOS România avem și noi bolnavi de cancer, foarte mulți, și unii sunt în ultimul stadiu și săracii, să știți, vor să fie prezenți și au și spus, oricum vom muri, măcar să murim conștienți că am luptat pentru România. Deci este, credeți-mă, mi se face pielea de găină și de câte ori mă întâlnesc cu ei, plec plângând. E groaznic. Numai cine n-a avut oameni bolnavi de cancer în familie nu știe. Eu am avut, mi-am îngropat foarte mulți, foarte multe rude bolnave de cancer. Am și acum bolnav de cancer în familie și știu ce înseamnă. Iar sfârșitul este crunt. Unchiul meu, vărul mamei mele, a murit în brațele mele în 2019. Eram și gravidă atunci și pentru că l-am ținut în brațe și de la șocul respectiv am pierdut și sarcina și tot. Deci știu, am trecut și eu prin traumele mele, credeți-mă. A fost omul pe care l-am iubit cel mai mult în familie și efectiv am murit în brațe. Eu credeți-mă, când am intrat în camera respectivă de spital la Elias, eu am trecut pe lângă el și mă uitam și zic, unde e unchiul meu? Adică, și am ieșit de acolo. Și mai o asistentă zice, nu, domnul de acolo e al dumneavoastră, e unchiul dumneavoastră. Da, da. Era, deci dintr-un om de 110 kg, înalt la 1,90, ajunsese la 38 de kg. Dumnezeul. Cancer de plămâni. Știu ce înseamnă lucrul ăsta, știu ce înseamnă și am stat cu aparatură de scos sângele din plămâni. Stăteam la 12 un noaptea, făceam schimb cu verișoara mea, cu fata lui. Mergeam. Era o singură asistentă pe 3 etaje. Și trebuia să-l țin pe unchiul meu în brațe, ținându-l în poziția jezând, pentru că dacă îl culcam, murea în momentul ăla necat cu sângele din plămâni. Fraților, nu vă jucați cu cancerul. Deci am trăit pe pielea mea lucrurile astea, le-am avut, e cumplit, să știți, nu le uiți niciodată imaginile alea. Sunt cutremurătoare. Să vezi oamenii cum strigă după tine, omorâți-mă că nu mai pot. Oreros, oreros. Deci este cumplit. Domnul Ciolacu ar trebui să asculte aceste lucruri și Rafila la fel. M-am dus la Rafila solicitând schimbarea legislației, aducându-i la cunoștință, am făcut și interpelări, aducându-i la cunoștință drumul sinuos pe care îl au bolnavii de cancer, care, vai că e gratis, nu e gratis nimic, domnule Rafila, și nu e gratis nimic, domnule Ciolacu, pentru că dacă e gratis, aștepți un an. Iar la un bolnav de cancer, un an de zile înseamnă moarte.
Voi trebuie să acționați imediat în stare de urgență. Trebuie să avem spitale speciale pentru bolnavii de cancer, nu o latură, o secție. Unde sunt spitalele de cu care vă lăudați atât? N-ați făcut altceva decât în 2010 cu ajutorul femeiului, cu, mă rog, ordinul de la femeii, dacă ne aducem aminte, era Boc, dar ministrul cine era? Ceche Otilo. Otilo. Da? Ceche Otilo. Cer care, împreună cu Boc și cu Băsescu, au distrus sistemul de sănătate din România. I-au pus capac. Măi, eu nu uit. Și gândiți-vă, eu trăiesc între medici, medici din aia, profesioniști, eu vorbesc cu ei non-stop. Nenorociți ăștia, criminalii, deci mâinile acestor oameni, Boc, Băsescu și Ceche Otilo, din punctul meu de vedere, sunt pline de sângele bolnavilor care au murit fără nicio șansă prin închiderea spitalelor din România. Punct. Și m-am dus cu, evident, și petiția în proțap, da? Bun. Atâta, nu știu cum să vă spun, atitudinea lui Rafila pentru mine a fost una inimaginabilă, având în vedere că e medic. Adică eu am fost obișnuită cu medici empatici, da. Medici care au făcut această profesie din pasiune, din iubire pentru om, care și-au sacrificat viața personală, familia pentru această profesie. Eu am ca exemplu pe mama. Eu ca să-mi văd mama, mă duceam cu ea în gări să stau cu ea o jumătate de oră când scria fișa și în rest mama era non-stop în operații, în asta, în asta, pentru că și trezea pe toți și ăia o înjurau. Păi ce ne trezești la ora asta? Păi băi, ești în gardă, trezește-te. Deci eu știu că mama la un moment dat, săraca, neavând cu cine să opereze odată, a făcut și pe anestezistul și era urgență. Și pe mâna a doua și mâna a întâi și nu știu ce, a luat asistentele, și a salvat viața acelei femei. Deși era caz pierdut. Eu cu oameni din ăștia sunt obișnuită, cu Monica Pop, care stătea 24 din 24 pe la oftalmologie, femeia care a fost prima care m-a ținut în brațe când m-am născut. Cu doctorița mea de familie, cred că e ultimul medic pediatru din România, are 70 de ani, un monument efectiv al medicinei. Și cu oameni de ăștia sunt obișnuită, nu cu ăștia care întorc spate. Băi, și Rafila, într-o ignoranță și o sfidare totală, da... cred că aveți dreptate. O să vedem ce o să facem ca să nu mai aștepte atât de mult, dar în rest nu e problema mea, e problema primăriilor. Poftim? Păi spitalele sunt în administrarea primăriilor. I-am lăsat dosarul. N-are rost să ne lăsați dosarul, că nu ne uităm în el. Incredibil. Despre ce vorbim? Și am spus, vă rog frumos să vă notați pe hârtie. Și unul râzând acolo, oricum o aruncă. Deci asta a fost discuția. Cu ce să colaborez cu Rafila, care privește cu o nonșalanță felul în care mor oamenii? Și acum ajungem la această impozitare. N-ați să credeți că Ciolacu știe ce înseamnă impozitarea acestor concedii medicale? Bine, acum am dat seama că nu. Nu. El nu înțelege nimic, pentru că nu are capacitatea intelectuală să înțeleagă. El nu are pregătirea necesară, dar nu are capacitatea intelectuală. Este un analfabet funcțional. Și mi-asum ceea ce spun. Din punctul meu de vedere, e un analfabet funcțional. Ăsta este adevărul. Și îi spune un coleg de politică. Da, sunt femeie. Urâți-mă că sunt femeie. Urâți-mă că sunt grasă, urâți-mă că am vocea ridicată tot timpul, urâți-mă că vă spun adevărul în față. Dar nimeni nu poate contesta că ceea ce spun eu este adevărul real, indiferent de cum arăt și cum o spun. Iar domnul Ciolacu a făcut o greșeală capitală. Cine i-o fi spus să facă lucrul ăsta? Mă rog, astea sunt chestii băgate acolo. Trebuie să înțelegeți, ei nu gândesc. Ei când sunt adunați acolo la guvern, le vin pe bandă rulantă astea, numărul cu tare, nu știu ce, domnul Rafila, da, dumneavoastră l-ați propus, ok. Mă, da, unde sunt dezbaterile publice?
Păi și ce înseamnă dezbatere publică? Nu să afișez pe site. Să apară pe toate rețelele de socializare, pe toate televiziunile, campanie, avem de adoptat următorul proiect. Solicităm tuturor persoanelor interesate să vină să discutăm pentru că avem nevoie de bani, nu știu, la buget. Și în momentul ăla tu trebuie să discuți cu absolut toate persoanele implicate în acest proces. În primul rând cu asociațiile bolnavilor de cancer. În primul rând cu ei. Apoi cu medicii de la oncologie, cu toate spitalele care au secții de oncologie și trebuie în primul rând inițiat un proiect de construcție nu numai a unui spital de oncologie. Unde este prevenția cancerului? Noi mergem doar pe tratament de ce? Sunt foarte scumpe și Big Pharma încasează bani cu nemiluita. Dar de ce nu punem accent pe prevenție și o să spunem cancerul prevenit? Da. Nu numai cu vaccinările alea pe care ni le bagă pe gât. Nu. În primul rând ne uităm ce consumă românul din hipermarketuri. Da. De acolo. Ne uităm la Monsanto, ne uităm la toate alimentele modificate genetic. Nu vedeți că după 89 au explodat cancerele și mai ales, atenție, au explodat cancerele la copii și la nou-născuți. Ce a mâncat mama de a putut transmite celule canceroase copilului? Sau a facilitat dezvoltarea cancerului la un copil de 6 luni? Unde s-a mai auzit vreodată așa ceva? La 2 ani, tumori din acelea cumplite la creier, de ce? Ce experimente se fac pe noi? Unde-i prevenția? Unde sunt toate aceste alimente controlate? Păi noi primim toate cerealele din Ucraina care sunt efectiv modificate genetic și cu un nivel de toxicitate imens. Eu am avut astfel de luări de cuvânt, de interpelări în Parlamentul României. Uitați-vă că am inclusiv, o să vă trimit domnul Huțanu, poate vă interesează să puneți că tot vorbim de cancer, da. Să vă trimit răspunsul la interpelarea mea cu privire la bolnavii de cancer. Și pentru că vorbim de Iași, pentru că ne apropiem de final, da. Vreau să vă spun, țineți minte de proiectul acela din Miroslava cu forajul care afecta Bahluiu? Da. Da, a fost oprit datorită Dianei. Eu am văzut că... felicitări, bine că reamintiți, da, am văzut, da. Brav. Am reușit eu, senator de Iași, am reușit oprirea proiectului de la Miroslava, am de la Ministerul Mediului oprirea pentru încălcarea, nu știu, sunt acolo 12 puncte pe care le-au încălcat, s-au sesizat organele de anchetă, a fost trimis, deci Diana Șoșoacă își face treaba în teritoriu și am sesizat și ieșenilor le-am spus totdeauna că sunt alături de ei, deși atenție, eu nu sunt ieșancă, dar am muncit cât nu am muncit niciun parlamentar acolo care provine din Iași. Eu mă simt mai ieșancă decât toți parlamentarii ieșeni și iubesc Iașul. Și n-aș permite în veci distrugerea acelui centru de cultură. Iașul trebuie făcut capitală culturală. Punct. Da, haideți să vă trimit eu un caz acum să vedeți cum se comportă infirmierii la Institutul de Psihiatrie de la Socola, doamna senator, și nu știu dacă ați observat asta, poate faceți ceva. Două secunde. La Socola, de la începutul mandatului meu, am schimbat, datorită intervențiilor mele, 2 direcțiuni. Dacă iar se întâmplă acolo derapaje, voi reacționa și credeți-mă că va ieși prăpăd. Vă trimit acum. Vă rog eu frumos. Deci la Socola a fost și mai e ceva, la Socola, deși am vorbit și cu Chirica și cu Alexe, există în interiorul curții școala în care a fost Ion Creangă la seminar. Este în paragină. Am sesizat Ministerul Culturii. Ce să facă? Deci nu se poate. Acolo trebuie cumva scos din perimetrul acela, oricum este în... Am fost în vizită acolo atunci când am fost sesizată cu conducerea defectuoasă
a Spitalului Socola și cu scandalurile și cu tot felul de probleme la fonduri și cu, la fel, abuzurile asupra pacienților. Și am fost în vizită acolo și am văzut și mi s-a spus, știți că aici a fost creangă la seminar, zic, wow, zic, dar de ce arată în halul ăsta? Păi știți că de fapt e la noi, că păi, foarte bine, și ce nu se poate face un proiect de trecere în administrarea, nu știu, ăsta a Consiliului Județean, astfel încât scoți perimetrul, expropriezi de acolo, nici nu că nu trebuie să expropriezi, trebuie să existe un proiect de trecere în administrare, îl încercuiești, bagi bani, îl refaci, poți să iei fonduri europene, dar nu domnul Alexe Calaboș de Ucalu Creangă. Apropo, investighează la greu în parchetul european ce am făcut eu acolo și mai sunt câteva cazuri în țară în care se investighează de către parchetul european toate sesizările mele, plus a intervenit DNA-ul și DICOT-ul. Deci, credeți-mă, eu i-am pus pe muncă, la muncă și DNA-ul și DICOT-ul și parchetul european. Deci, Socola, acum hai să vă spun ceva. La spitalul de nebuni, exact. Da. Da? Nu cred că, v-am vorbit și cu medici, doamnă, noi nu stăm între oameni normali. Din păcate, da. Asta mai suntem și noi afectați un pic acolo. Cei mai mulți sunt afectați, evident, infirmierii, cei care trăiesc printre ei. Gândiți-vă că sunt oameni care, în general, sunt foarte violenți, că sunt în acele secții de oameni violenți foarte periculoși. Acolo trebuie, sunt vreo 3-4 gealați care îi țin, le fac injecții și așa mai departe. Mă rog, aici, credeți-mă, sunt unele lucruri, se duc către abuz, sunt legați de pat, au, deci groaznic, mie mi se pare mult mai grav ce se întâmplă la grajduri și nimeni nu ia nicio atitudine acolo și, atenție, fiind de maximă securitate, nici nu pot să intru. Trebuie niște aprobări speciale și mie ca senator. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă astfel de situații. Așa că, bine că mi-ați trimis, o să fac interpelare. Și mai am câteva cazuri pe acolo prin Iași de interpelat. Voi sesiza în continuare toate organele de anchetă. Să știți că în cazurile pe care eu le defer justiției, cât pot, gândiți-vă că sunt un singur om. Așa ce ar fi însemnat și ce ar însemna să am un grup de 100-200 de parlamentari care să lucreze fiecare cât Diana Șoșoacă. Dar eu cred că reușiți să faceți cât nu fac 90% din parlamentar, doamnă. Tot parlamentul ăla nu lucrează cât lucrează un singur om, credeți-mă. Și câte situații am avut rezolvate și câte legi am întors, câte legi am oprit, da? Câte amendamente au fost adoptate, dar nu pe numele meu, că mie nu mi-adoptă și le-am dat altora să le depună, da? Ca să poată să mai schimbe. Câte ceva. Da. Dar nu se pun pe fișa mea de senator. Asta este. Nu-i nimic. Pe mine m-a interesat să fac bine României și poporului român și să pot să ajustez măcar o parte din aceste norociri. Deci, raportat la ordonanța de urgență, în primul rând este neconstituțional să impozitez un astfel de concediu al bolnavilor de cancer. Oricum, și mai sunt și impozitările concediului maternal. Da, toate. Deci, și concediu, efectiv concediu, pentru că au schimbat aici.